Salutare! Am terminat cu țitașul care l-am mai arătat de aici pe acolo și am zis că să vi-l arăt acum, că după aceea o să fiu un zombie și acum sunt un pic de zombie, dar vreau să fiu și mai și. L-am ajustat un picuț. Nu mai am păr pe mână, să-ți arăt, da. Niște probe. Dacă se vede cum flexează, dar flexează. Așa. Și-au făcut niște ciobituri mici într-un anumit loc. Dar am frecat tare, am apăsat pe zoc, cred că m-am zgâriat ăsta. Da, eu zic că e acceptabil. Dar mai mult decât acceptabil. O să-l dau un pic pe stropul ăsta. Două zăjitură pe strop. Deci eu zic că e foarte bine tratamentul termic, suficient de gros, să zic așa, în gură, e subțirel, linia de călire, să vedem dacă reușesc să-ți o arăt. Aici o să vedem un pic mai bine. De acolo, așa, unde merge degetul meu și aici îi pe subscris, deci am cam 6 mm și aici iasă. Eu așa le călesc în ulei, știi, de aia. Aici am pus prima dată, pe care am băgat-o mai adânc, se vede și asta un picuț. Așa arată, cuțitașul e făcut dintr-o pilă, călit diferențiat de mine, tratat cu clorură ferică și mânerul din rondele de piele cu alamă în față și în spate. Codița pilei vine undeva până pe aici, aproximativ, și de aici am sudat un șurub, de fapt o bară, o tijă filetată, pe care am și prins cap acum, bolster, ce-o fi. Pielea se prelucrează foarte greu la mâner, din punct de vedere, în camera arată un pic mai închis decât în realitate. Și cam așa arată. L-am tratat cu crema cu ceară de albine pe care o folosesc la teci. Cuțitul stă foarte bine în mână. Mânerul e suficient de mare ca să poți să-l prinzi așa. Am făcut două mâneri de fapt la asta.
primul l-am făcut mult prea scurt, adică l-am calculat undeva la limită, dar nu mi-a plăcut odată pentru că m-a încurcat foarte tare și în al doilea rând că nu era cât de cât echilibrat cuțitul, să zic așa. Nu știu să vă spun duritate, dar presupun că undeva la 5-8. L-am testat lama bărbirește, am testat-o pe bara de alamă pe care le testez, are flexibilitate întâi, ceea ce e foarte important. Și cam atâta. O să urmeze cândva și o teacă, tot din piele, și o să vă arăt atunci. O să încerc să fac niște poze cu câteva detalii, nu e super finisat. Mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună!